Fiecare clipă din viața acestor mărturisitori avea un preț pe care poate nu reușim să-l apreciem astăzi. Și asta pentru că fiecare clipă era un dar sub povara suferinței. La fel, de multe ori nu putem să prețuim viața copiilor nenăscuți, decât în situația în care nu putem să-i avem. Sunt mii de femei care fac tratamente îndelungate, costisitoare, în timp ce altele, din cauza presiunii sociale, a lipsei de acces la informație, dar și a sărăciei, recurg la avort. Rafael Udrișt a fost prezent duminica trecută la Marșul pentru Viață. Să-l urmărim! Gata, copii, că 5 minute și mergem acasă. Hai. 5 minute? Da. Faci tu anunțul acum, poate. Hai, dacă zici. Ok, hai tu, că ești mai responsabilă. Bine, hai. Hai, Ruxi, stai aici. Păi ia tu camera. Stai aici cu Monica, Monica, ok? Așa. Ok. Hei, ce mă? Hei, ce mă? Ce mă voi? Ce mă voi? Stai! Oameni buni, bună ziua, sunt Alioana Treboi, soțul meu Ghenadie Gâlcă și fata noastră Roxanda. Noi trei formăm o familie și vă îndemnăm pe toți să mergeți alături de noi în Marșul pentru Femei, pentru Familie, pentru Viață. Această mișcare ni se pare extrem de importantă pentru că vine să susțină familiile cu mulți copii, copiii nenăscuți sau copiii abandonați la naștere din cauza unor afecțiuni. Într-o viață de familie nu există lucru mai frumos decât a avea un copil. Cea mai mare bucurie să fie familia deplină cu copii. Și am vrea ca toată lumea să înțeleagă și să primească mesajul nostru de a da naștere fiecărui copil care vine în viața noastră ca o bucurie, ca un dar de la Dumnezeu. Orice mamă care a zămislit prunc trebuie să fie bucuroasă că este părtașă la viață cu Maica Domnului. Nici o viață nu trebuie curmată. Este cel mai adânc întuneric când o mamă curmă viața pruncului. Nici o viață nu se zămislește fără participarea lui Dumnezeu și fără bunăvoința și dragostea Maicii Domnului. Ne bucurăm foarte mult că în ultimii ani din ce în ce mai mulți tineri, din ce în ce mai mulți oameni au ajuns să sprijine Marșul pentru Viață și să se implice activ în activități de promovare a vieții și sperăm ca numărul lor să crească din ce în ce mai mult în următorii ani și oamenii să înțeleagă că trebuie să sprijine viața, trebuie să sprijine femeile aflate în criză de sarcină și viața copiilor nenăscuți. Partea centrului local Sfântul Nicolae, unul dintre centrele care reprezintă cercetașii în România. Suntem aici în Parcul Tineretului și susținem Marșul pentru Viață, Marșul pentru Familie, pentru Femeie. Susținem viața. În societatea actuală sunt multe mesaje paradoxale. Pe de o parte ne regretăm agresiunea asupra copiilor în școli, în sistemul educațional. Pe de altă parte acceptăm dreptul femeilor de a face avort și de a agresa un copil nenăscut. Pe de o parte deplângem faptul că atâtea familii nu sunt sprijinite, dar nu sunt deloc încurajați să aibă copii și să aibă mai mulți copii, astfel încât practic societatea noastră să întinerească. Oameni buni și dragi, vă rog să nu uitați în primul rând să sărbătoriți viața și iubirea, desigur, și până pe 25 mai să semnați acea hârtie, acele tabele prin care încercăm să aducem familia acolo unde trebuie, în baza societății, în energia pozitivă a acestei lumi care, iată, încet, încet își pierde din tradiții și din valori. Este vorba despre inițiativa cetățenească de modificare a textului de Constituție, să votăm pentru familie, să fim de acord, să sprijinim familia formată dintr-un bărbat și o femeie și mulți copii, așa, să scăpăm de ambiguități. Iată-l pe tati. Susțin. Susțin. Mama mea este specială fiindcă eu m-am născut. Fără ea nu puteam să mă nasc.
Adică puteam să fiu la altă familie. Fără ea n-aș putea să fac nimic. Ea m-a născut, ea a avut grijă de mine. Are o trăsătură specială pe care nu o pot descrie, fiindcă este mama. Eu cred că mama mea este specială pentru că m-a născut și mi-o iubesc foarte mult. Dacă ea n-ar fi fost, n-aș fi existat. N-aș putea să simt același sentiment pentru altcineva. Te iubesc foarte mult și mulțumesc că ești mama mea. Te iubesc, mama. Dragi telespectatori, mă bucur că vorbesc într-o zi de primăvară despre viață și vreau să vă prezint acum invitații noștri. Bine ați venit, doamna Ioana Picoș, purtător de cuvânt al Asociației Studenților pentru Viață, organizatoare, da, a marșului despre care a vorbit colegul meu mai devreme, și domnul Vlad Miriță, bine ați venit, sunteți tenor și reprezentant al Asociației despre care vorbeam puțin mai devreme. Un pic diferit, sunt susținător al asociației, nu sunt un reprezentant oficial, sunt susținător, sunt însă reprezentant oficial al Coaliției pentru Familie. Oarecum, de ce sunteți? Două demersuri aproape similare. De ce sunteți susținător al acestui marș pentru viață? Pentru că, mă rog, așa s-a întâmplat. Nu cred doar pentru că așa s-a întâmplat, ci știu preocupările dumneavoastră de ani buni. Mă refeream la faptul că nu de mulți ani am ajuns la acest subiect, avorturile în România. Tot auzeam că se vorbește despre avorturi, că sunt foarte multe și la un moment dat chiar am ajuns la cifre. Și am ajuns la cifre, m-am șocat. Adică, sigur că știm că în societatea modernă avortul este o chestiune acceptată, ba din contră chiar susținută. Și fără ați vorbit de cifre. Puteți să ne dați câteva indicii? Pentru că am aflat că sunt niște cifre uluitoare. Așa, ca titlu, așa, și foarte de impact, ar fi că România a avortat în ultimii două... Din 58 până astăzi. Din 58 până astăzi, încă o dată populația României, dar cifrele reale sunt încă mai mari, pentru că noi ne raportăm numai la statisticile spitalelor de stat, la care se adaugă și clinicile private, și probabil că numărul crește undeva cu încă cel puțin jumătate. Ioana Picoș, de ce este nevoie de un astfel de marș care s-a desfășurat în peste 100 de localități din țară? Marșul pentru viață se află la cea de-a 6-a ediție acest an. Într-adevăr, s-a întâmplat în peste 130 de localități din România și Republica Moldova. În Republica Moldova a fost 20 de localități. Lor le este destul de greu să facă lucrul acesta, dar cu toate astea s-au mobilizat și ne bucurăm tare mult. Studenți pentru Viață a preluat marșul pentru viață de acum câțiva ani și de atunci, din fericire, acest marș pentru viață crește de la an la an, se dublează și ca număr de orașe și ca număr de participanți. Am informații că faceți lucruri concrete pentru mamele care vor să facă avorturi. Le susțineți, le sprijiniți psihologic, tocmai ca să evitați acest eveniment, să-l numesc eveniment. Asociația Studenți pentru Viață vorbește despre faptul că avortul este o traumă. Nici o femeie nu se duce să facă avort cu zâmbetul pe buze sau dând o petrecere după în cinstea acestui fapt. Este clar și s-a demonstrat psihologic că este o traumă pentru femeie. Femeile rămân cu acest impact toată viața. Nu mai discutăm despre un copil nenăscut care este omorât. Ei bine, Studenți pentru Viață ce face? Arată că avortul este un efect, nu este o cauză. În momentul în care spui, hai să interzici avortul, nu este suficient și nu despre asta este vorba. Pentru că se știe că și pe vremea comunismului s-au făcut totuși avorturi. Comunismul nu este același lucru cu mișcarea pro-viață, pentru că pe vremea comunismului comunismul nu era pro-viață și pro-femeie. Pe ei interesa să aibă femeia 4 copii, după care putea să facă avort și gata. Practic nu interesa persoana. Binele femeii, exact. Mișcarea pro-viață spune
femeia are nevoie de sprijin. Statisticile din alte țări, pentru că în România nu s-a deranjat nimeni să facă o statistică, chiar dacă România este... Nu doar în domeniul despre care vorbim. Da, dar România este țara pe locul 2 în lume la număr de avorturi. Deci cred că ar fi important pentru oameni să știe ce aduce în situația asta. Dar alte țări au făcut statistici. Evident că putem să relaționăm avortul cu sărăcia din România, pentru că și aici dacă intrăm în... Și asta voiam să spun că statistic vorbind, circa 80% dintre fetele și femeile care ajung să facă avort, fac asta din cauza faptului că nu primesc sprijin din partea partenerului sau familiei. În niciun caz pentru că ele și-ar dori de fapt să facă avort. Și atunci, în momentul în care tu știi că o persoană este forțată de împrejurări să facă un lucru, e clar că e forțată de împrejurări, nu că ea și-ar dori de fapt. Studenți pentru viața asta face și prin Marșul pentru viața asta spunem, haideți să rezolvăm cauzele. Care sunt cauzele? Pentru că anul ăsta a fost pentru viață, pentru femeie, pentru familie. Înainte de a vorbi cu Vlad Miriță despre Coaliția pentru Familie, aș vrea să revin asupra unui aspect, pentru că am văzut pe unul dintre bloguri, blogurile creștine, o afirmație care m-a pus pe gânduri. Aș vrea să nuanțăm puțin lucrurile. Nu vreau să anatemizăm femeile care ajung la un astfel de gest, pentru că am văzut acolo scris, poporul român este în această situație dramatică, și nu se refereau exclusiv la avort, ci necazurile poporului român se datorează în exclusivitate avorturilor femeilor. Cred că aici trebuie puțin nuanțat. Nu în exclusivitate, dar este clar că în momentul în care ai peste 22 de milioane de avorturi, ai milioane de femei traumatizate pe viață și bărbați care ori sunt traumatizați de acest moment, că sunt și bărbați care poate și-au dorit copiii. Poate că bărbații sunt mai puțin traumatizați. Mai puțin, dar au fost și există bărbați care și-au dorit copilul și cu toate astea altcineva a luat decizia în locul lor. Pentru că mama este purtătoare. Exact. Dar nu aș putea spune că asta este exclusiv motivul. Dar da, este și acesta un motiv, pentru că este clar că suntem o societate care are foarte multe lipsuri. Noi, prin Marșul pentru Viață, asta ne dorim. Ce cerem, de fapt? Să ne schimbăm ca societate mentalitatea în ideea pro-viață. În Statele Unite, Marșul pentru Viață e la 40-a ediție. Este 40 de ani, au învățat ce înseamnă. Ei sprijină o fată însărcinată. O aduc la ei în casă, îi dau de mâncare. Ce ai nevoie? Serviciu? Hai să încercăm să-ți găsim. Despre asta e vorba. Românii se știe că sunt oameni săritori, care ajută. Și nu mai vorbim de strategii guvernamentale în țări occidentale, în acest caz, unde fete de 16 ani sunt sprijinite. Exact, prin centre de sprijin și ajungem din nou la aspectul material. În Statele Unite sunt de 3 ori mai multe clinici de consiliere și sprijin pro-viață decât clinici de avort. În România le număr pe degete. Studenți pentru Viață este o asociație care sprijină fetele și femeile în criză de sarcină. Dar trebuie să fie mult mai multe și cerem și acest lucru și nu în ultimul rând dorim și ideea de adopție să fie mult mai bine înlesnită. De exemplu, în Statele Unite și în Australia, sistemul adopției deschise este un succes. De asemenea, ceea ce am cerut și iarăși are succes în Statele Unite, este ideea ca fata sau femeia care e însărcinată și ajunge la concluzia că nu poate să țină copilul respectiv, să aibă posibilitatea să-și aleagă încă din timpul sarcinii familia pe care vrea să o aibă copilul ca familie adoptivă. Și se dă un dosar cu 4 familii care ar fi potențiale pentru acel copil, iar ea ar ști: copilul meu nu mai stă într-un centru de plasament, știu sigur care este familia, am vorbit cu familia, iar copilul meu va fi iubit. Deși ești purtătoare de cuvânt asociației, o să-l rog și pe Vlad Miriță să ne vorbească despre Coaliția pentru Familie. Sunteți artiști, amândoi, surprinzător, da. Foarte multe persoane din mediul artistic, foarte mulți artiști, foarte multe vedete sunt implicate în acest eveniment. De ce Coaliția pentru Familie? Cam din același motiv pe care l-am evocat și mai devreme, trebuie să subliniem, să reafirmăm tot timpul valorile esențiale și asta mi-am dat seama în ultimii ani că trebuie să o facem în mod repetat și cât mai des, pentru că specificul societății în care noi trăim este acela al informației foarte variate și bogate. Și atunci, într-un flux informațional foarte dinamic, trebuie să comunici foarte mult, de foarte multe ori, ca să rămână un mesaj. Pentru că altfel el se diluează și se pierde.
Și asta îi spuneam și Ioanei mai înainte, după marș, că am citit în revista pe care ei au furnizat-o la Marșul pentru Viață niște povești de viață extraordinare ale unor mari nume și ale scenei internaționale și ale sportului. E vorba despre Cristiano Ronaldo, care trebuia să fie avortat și până la urmă n-a fost avortat. E vorba despre Celine Dion, care este membra unei familii cu 14 copii. Lucruri pe care eu nu le știam. Zice, dar am spus și anul trecut la marș. Da, dar eu nu le-am știut. Trebuie să le repezi de fiecare dată, ca oamenii să înțeleagă niște povești colosale. Iar ca să revenim la Coaliția pentru Familie, sunt un susținător al ideii de familie, chiar dacă nu am eu familie deocamdată, așa s-a nimerit. Așa s-a nimerit. Poveste lungă, nu mai dezvoltăm. Dar sunt un susținător al familiei tradiționale. Vin dintr-o familie tradițională, am copilărit și la bunici. Căldura pe care ți-o oferă căminul bunicilor și al părinților nu cred că poate fi înlocuită cu nimic altceva. Și atunci susțin această cauză. Pot să vă spun pe repede înainte că s-au strâns peste 2.800.000 de semnături în România pentru modificarea Constituției, în sensul definirii căsătoriei ca uniune liber consimțită între un bărbat și o femeie. Și este un fapt istoric acesta, atâtea semnături strânse. La fel, în proporție de 90 ceva la sută, toate orașele din România au trecut pragul de 20.000 de semnături. O să te întrerup și o să te întreb, psihologii români spun, ca o trăsătură a noastră a românilor, că suntem devotați și ne urmărim exclusiv spațiul privat. Suntem dedicați în special familiei și mai puțin cauzelor sociale de amploare. Câți voluntari sunt în asociație? Sunt tineri care sunt implicați? Pentru că tu spui că nu ești căsătorit și totuși lupți pentru căsătorie. Asta înseamnă că ghiara boemei artistice nu te-a cuprins. Câți voluntari sunt? Nu am un număr exact, dar sunt în toată țara, pentru că toată această campanie de strângere de semnături s-a desfășurat numai și numai cu voluntari. Asta înseamnă că totuși noi începem să ne deschidem, pentru că au trecut niște ani buni de la Revoluție. Este un semn bun că totuși valorile esențiale nu s-au diluat atât de mult sau nu s-au pierdut, mai grav ar fi fost. Și că există acest răspuns, acest, dacă vreți, sistem imunitar al societății românești, care începe să funcționeze și oamenii, pentru cauzele esențiale, se adună, se coalizează și dau din timpul lor pentru asta. Ioana, dacă acum ne urmărește o femeie care este într-o situație disperată din acest motiv și se gândește că un pas bun pentru viața ei ar fi să facă avort, ce ai sfătui-o? Aveți un număr de telefon? Aveți o adresă la care poate să vină și să vorbească cu un psiholog, să vorbească cu voi, să vă ceară o părere? Poate are nevoie chiar de un sprijin material. Puteți să îi acordați acest sprijin material? Asociația Studenți pentru Viață asta face, sprijină fetele care se află în criză de sarcină. Există site-ul www.studentspentruviata.ro, există și pe Facebook Studenți pentru Viață, există numărul Alexandrei Nadane, care e președintele Studenți pentru Viață și se poate lua contact cu ea. Într-adevăr, noi sprijinim, dacă partenerul nu o sprijină, noi vă sprijiniți. Dacă familia nu sprijină, noi vă mulțumesc tare mult că ați fost cu noi în duminica asta și sper că obiectivele voastre vor fi duse la bun sfârșit.